Salutare, oameni buni! Eu sunt Adrian, bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi avem o surpriză la capre. Vă salută și Măriuca. Dacă o mai țineți minte, Măriuca este metișul meu de capră românească cu anglo-nubiană și iată și primul ieduț fătat la mine în gospodărie. Măriuca a fătat azi noapte, singură, neajutată. Am găsit-o de dimineață cu această minunăție de ied. Este un țăpișor. O să-i pun numere urechilă pentru că are o ureche mai mică și una mai mare. Și asta este mult mai mare, urechea. Măriuca este o mamă foarte bună, a avut grijă de el până azi de dimineață, l-am găsit uscat, curat și mâncat. Hai da sus o leacă, hai da hopa mare, hai să vedem băiatul hopa mare în picioare. Asta este minunăția. Cum vă spuneam, urechea din stânga, cum primiți dumneavoastră, este mai mică, urechea din dreapta este mai mare. Așa că urechilă este un nume corect pentru el. M-aș bucura foarte tare dacă ar fi ciut genetic, la fel ca mama lui. Măriuca a făcut și ceva uger, destul de mare. Ar putea să iasă o capră de excepție. Urechilă este primul ied fătat la mine în gospodărie. După cum știți și care urmăriți acest canal, eu am cumpărat caprele deja fătate și cele de anul trecut de alpină franceză și acestea de anul acesta de anglo-nubiană metisate. Iar urechilă este primul ied născut la mine în gospodărie. Dacă va fi la fel ca mama lui, ciut genetic, va rămâne țap de prăsilă pentru anul viitor. Ceilalți iezi au crescut destul de mari. După sărbătorile pascale urmează să îi înțărc. Mai am doi țapi și o iadă. Cea albă este ieduță. Cei roșii sunt țapi amândoi. O să încerc să îi înțărc treptat după ce trec sărbătorile de Paști. O să îi separ întâi pe timpul nopții și să mulc caprele dimineața, iar după două săptămâni o să îi separ definitiv și ziua și noaptea. Capra cea roșie din prim plan ar mai trebui să fete, dar nu știu de ce am o idee că nu ar fi gestantă. Acum rămâne de văzut. Ceva burtică are, dar asta este. Dacă m-am păcălit, m-am păcălit. Dacă nu, o să țin pentru la anul. Oricum eu am plătit-o ca și capră montată. Am dat 1200 pe ea.
Rămâne să vedem ce se întâmplă. Mă duc să le dau niște crești de salcie, deoarece salcia este un tratament natural pentru gălbează la capre și la oi. Vă pun pe pauză, mă duc să aduc rengile și mai filmăm atunci la masă. Ce e mai bun, merge la Măriuca. Vedem dacă m-o lăsa. Da, Măriuca, fată, da. Da, ia uite ce am aici pentru tine, ia uite. Ce faci, băi? Băi, țucureală mică. Țucureală nebuneală. Ce zici tu? Nu zici nimic? Dă cornețele lui. Cam atât de la căprițe, până data viitoare vă doresc multă, multă sănătate, sărbători fericite și toate cele bune!